găsit, dragi prieteni, sunteți pe Aspu.ro. V-am mai spus, n-am văzut ursul, dar așa este când joci fotbal după anumită vârstă și nu te mai uiți în CNP că e seară. Invitatul nostru de astăzi s-a născut într-o familie unde, la modul cel mai sincer, handbalul s-a mâncat pe pâine la micul dejun. A debutat și a jucat într-un campionat, într-o țară în care handbalul se mânca la micul dejun. A jucat și aici în țară, la noi a revenit. A vrut să ne ia pâinea de la gură, aia pe care o puneam la micul dejun, devenind comentator sportiv. Și acum este candidat la funcția de președinte al Federației Române de Handbal. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, Bogdan Voina, bună dimineața! Bună dimineața, Cătălin! Și mii de mulțumiri că ai acceptat invitația noastră, că știu că aseară ai comentat. Trebuie să discutăm două minute, nu și despre... Păi n-avem cum să nu vorbim despre... Întrebarea aia de bătrân din parc, se putea mai mult, măi, Bogdanele? Sincer să fiu, nu cred. Nu. Nu cred, dar oricum rezultatul este onorabil. Dinamo s-a prezentat frumos, a fost foarte aproape de Barcelona. În momentele decisive, din păcate, n-a știut să ia deciziile cele mai bune sau poate și stresul și frica de rezultatul pozitiv, că există și acest lucru, a lăsat Dinamo la câteva goluri. Te sperie chestia asta? Adică da, chiar poate să te sperie? Adică, domnule, aș putea să-i bat pe ăștia? Rezultatul Dinamo a fost la un gol diferență, mai erau 5 minute. Pauza ok, 17-15. 17-15, s-au bătut în continuare. Oricum, Dinamo profită. Are niște suporteri fantastici. Ei te ajută în permanență. Dinamo este o echipă cu suporteri și altă echipă fără suporteri. Ieri s-au simțit, au fost alături de ei. La mai multe misiuni unde am fost prezent în sală, simți o adrenalină, simți, ai impresia că eu, ca comentator, eram acolo și aveam impresia că vroiam să intru în teren. Atât de mult te împing acești suporteri deci de la spate. Deci asta nu e șablon cu ei că te împing de la spate. Deci nu e, îți garantez, șablonul ăla de... Și ei sunt și aproape de teren, mai ales la Dinamo. Acum în sala polivalentă am văzut că erau poziționați la fel, aproape, erau în lojele respective, în colțul terenului. Da. Dinamo a făcut un meci bun, s-a pregătit bine, a surprins-o în anumite momente pe Barcelona, dar de fiată când s-a apropiat, Barcelona s-a distanțat din nou. Probabil că este și diferența de valoare. Dar la Barcelona mai contează cine e antrenor? Adică ei au atât de bine mecanismul ăsta, nu? Contează, glumesc, da. Contează un mecanism care pare că funcționează. Gândește-te, Xavi Pascual a fost 12 ani antrenor la Barcelona. 12 ani și a câștigat 60 de trofee în perioada asta. Acum a venit Ortega, o altă emblemă a Barcelonei, care a antrenat prin Ungaria, prin Danemarca, prin Japonia și acum este normal ca stilul lui de joc, stilul lui de a antrena, îi trebuie timp. Au plecat și anumiți jucători cu experiență, cum e Entrerios, coordonatorul de joc, a plecat creierul din echipă și acum Barcelona practic nu mai domină ca și anul trecut. Anul trecut mai era și Palmarsson, islandezul, care poți să-l folosești unde vrei tu și face diferența. Acești jucători sunt greu de înlocuit. Nu poți să-i înlocuiești cu alți jucători imediat. Deci ăsta este și motivul pentru care Barcelona nu mai este chiar pe locul 1, este pe locul 2. Anul trecut au câștigat Liga Campionilor fără să piardă un meci. Da. Cam asta este valoare. Și domnul Pascual în campionat la fel, nu mai ține aminte de când a mâncat bătaia ultima dată. Păi practic în campionat... 42 de goluri și cu Ademar Leon și cu astea, adică niște echipe greu de bătut, cu Ciudad Real și cu 40-42. În ultimii ani practic n-am mai avut adversar. În Spania au existat câteva echipe, cum ai zis foarte bine, care cercau să... Ademar Leon și Ciudad Real. Nu. După care singuri în campionat și practic ei se antrenau pentru Liga Campionilor. Începem cu amintirile tale, că nu ești atât de bău. Să zici, aoleu! Din păcate... Deci ne-am născut și după aia... În 1979, 6 februarie, la București, părinții din părinții, mei, Radu Voina și Carmelita. Și uite ce am ce a făcut tatăl dumneavoastră, domnul? Un pic de handbal. Un pic de handbal, puțin. Un pic de handbal, m-am născut în handbal, am făcut handbal când n-aveam... Ai crescut în sală? Cam așa ceva. Cam așa. Cam așa ceva. Cea adică mai ai fi copil? Deci crede-mă, Cătălin, cea mai mare satisfacție pentru mine când eram copil, 2-3 ani așa, era ca tata să mă ia la antrenament. Și să stau pe bancă. Dar al naibii niciodată nu mă lăsa. Trebuia să stau pe bancă. Dacă mici, nu te mai eu. Îți dai seama, eram stâncă. Toți invitați, ai fost copil atomic? Recunoaște. Cu mințel sau... Da, cu mințel? Aș spune... M-am mai liniștit în Franța când am plecat. Aici, în România, eram cam... Erai de spatele blocului, de la de... Cam așa, în permanență. Deci lăsam ghiozdanul și direct... Și lucrul ăsta a pierit? Nu mai există. Nu mai există. Păi parcul din spatele blocului unde stau părinții mei, stăm în același loc, adică părinții mei stau în același loc. Nu v-ați îmbogățit în handbal? N-avem voie să ne plângem. N-avem voie să ne plângem. Pentru că
Și parcul ăla mai există sau e transformat într-o parcare? L-au transformat într-un parcurs, dar indiferent, oricum, pe vremea, indiferent cum era parcul, oricum găseam două porți. N-aveam nevoie de plasă, da, de nu știu ce, doi pomi erau suficienți. Fotbalist? Ai fost fotbalist? Cu fotbalul am început, da, este adevărat, da. Pe bune? Pe bune. Deci n-a fost o obligativitate handball? Nu, m-a dus la toate sporturile. Am început cu tenisul, m-a dus la fotbal și la un moment dat am vrut și la handball să fac. Problema e că la momentul respectiv, handbalul se începea la 14 ani. Și eu trăgeam de vreau la handball, aveam 12. Și m-a dus la 12 ani și diferența de fizic este mare între 12 și 14 ani. Și după vreo două luni m-am lăsat. M-am lămurit. M-am lăsat. La 14 ani nu puteai să încep și mai înainte dacă voiai? Era, nu. Atunci, la junior 3. Junior 3, 13-14 ani. Așa țin minte. Și era când ai văzut că sunt vorba ta niște băieți, să făceau umbră când veneau, era, ai zis... Mai... Învățasem eu, da, pentru că uitându-mă la toate antrenamentele, la toate casetele video pe care le aducea tata acasă, vedeam în permanență handball, handball și făceam niște lucruri un pic atipice pe care am avut un pic de talent, nu știu, poate... Nu, o moștenire, nu știu dacă moștenire, un pic de talent, mai puțină muncă, recunosc asta, pentru că n-am avut foamea, da, extraordinară. Mulți au făcut performanță și din foame, să știi, nu trebuie, da, să ne ascundem, da, în spate. Și un lucru extraordinar de care mi-aduc aminte, ne antrenam de la 6 la 8 dimineața, în sala Florească. La de vârf. La 6 la 8. Și ne vedeam cu colegii în stație la metrou la Romană, veneau de mai departe și ne vedeam în stație. Și de la aviatorilor sau de unde ești, mergeam pe jos în cârd, până la antrenament. La 6 începeam. Alt lucru care a murit, că acum părintele duce pe copil până în față. Hey, da. La 6 începeați, că veneau șmecherii după aia, erau antrenamente de seniori. Venea Steaua, venea, da, Dinamo și celelalte echipe de seniori. La 8 tu erai deja cu antrenamentul terminat. Antrenamentul terminat și acasă. Și acasă când mergeam la școală. Te-ai ținut de școală? Adică părinții au fost cu, da, domnule, obligat? Da. Oricum, ce variante aveam? Școala era școală, meditațiile erau meditații. Și mai departe. Dar am fost mult mai serios în Franța, să știi. Da? Da. Dar în casă, de exemplu, când veneau, voi când aveați Crăciunul, Revelionul și astea, s-au adunau numai campioni mondiale acolo? Nu mai. Ăsta era anturajul. Odată era la fiecare petrecere aveați? Și noi eram cu... Zici că eram făcut șablon toți. Deci cam toți suntem de aceeași vârstă. Corect, când aveau un motiv să întoarcă de la... Păi da, toți eram acolo. 2-3 ani în plus. Ișvan alu Birtalan, Andrei alu stângă, toți ăștia eram, da, și mergeam toți în aceeași lucru. Băieții se jucau, mamele nu mai știu ce făceam și noi copiii cu sportul. Tu ai fost fiert, cum se zice, pe handbal? Cam da. Cam da. Să știi că sunt injectat. Sunt injectat bine. Dar mi-a plăcut, nu, da, sincer să fiu. Deci nu forțat. Nu, absolut deloc. Absolut deloc. Și ceea ce fac și în ziua de azi, o fac natural. Indiferent că vin la tine la emisiune sau mă duc să comentez meciul Dinamo cu Barcelona, tot aceeași pregătire o fac. Știu că te-ai obișnuit să mă vezi la știrile Antena Sport, dar voiam să te surprind și pe YouTube. Mulțumim că ne urmărești și nu uita să te abonezi la canal și notificări. Vizionare plăcută în continuare!